Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri. Electrician de meserie Emilian Weber din comuna Miraslău și-a depus în august anul acesta dosarul pentru a primi pensie de boală. Astăzi, prin intermediul Alba TV și a implicării personale a directorului casei de pensii Alexandru Retegan, acesta a primit decizia de pensionare. Ca electrician a muncit în condiții vitrege, în ploaie și în frig. Într-o bună zi i-a degerat un deget de la piciorul drept. A fost nevoie de amputarea degetului, dar o infecție a complicat lucrurile și a fost nevoit să se pensioneze. Singur și fără vreun venit, a apelat în disperare de cauză la Alba TV și cu ajutorul directorului Alexandru Retegan și a întregului colectiv al instituției a primit astăzi decizia de pensionare. În primul rând, eu vă mulțumesc din tot sufletul. Asta o singura posibilitate la care am încercat să apelez. Fiindcă sunt singur, nu am părinți, nu am familie și în ultima instanță m-am gândit să apelez la dumneavoastră, la postul de televiziune Alba TV. Eu vă mulțumesc din tot sufletul și să sperăm că nu o să mai am. Sau în caz că s-ar mai avea ceva probleme, sper că pot să apelez cu toată încrederea la dumneavoastră, la postul dumneavoastră de televiziune. Chiar de Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie, pensionarul din Miraslău va primi contravaloarea pensiei începând din luna august.